Salutare, oameni buni! Un podcast care s-ar putea să vă schimbe viața și să vă schimbe viața în bine, pentru că alături de mine este Dr. Viorel Dejeu. Undeva la 34% din români sunt supraponderali sau obezi. Deci adică unul din trei români e obez? Mai mult de unul din trei, îți dai seama, ceea ce e foarte, foarte mult. Copiii, dacă sunt supraponderali sau obezi, aproape că sigur vor ajunge adulți cu probleme serioase de obezitate. Și nu doar că vor ajunge cu obezitate, dar încă din adolescență au boli pe care copiii înainte nu le aveau. Au diabet de tip 2, care e asociat, e cauzat de obicei de obezitate. Am văzut copii care au apnee de somn deja, adică tulburări de respirație. Imaginează-ți la 12 ani să cântărești 150 de kilograme. Ai avut astfel de cazuri? Da, da, da. Operate cu succes. Sau un alt caz, 15 ani, 180 de kilograme. Pacienții cu obezitate au mult mai multe probleme de anxietate, au mult mai multe probleme de depresie, au o imagine corporală de sine scăzută, negativă. Diabetul este un ucigaș tăcut. Și chiar dacă reușim să-l manageriem bine, adică să-l ținem bine sub control cu dozele adecvate de tratament, el continuă să ne afecteze, să distrugă, să erodeze vasele de sânge, nervii. Este absolut uimitor ceea ce se întâmplă și cum chirurgia aceasta bariatrică reușește să vindece efectiv diabetul. Explică-ne ce e aici. Mamă, unde s-a ajuns cu medicina? Este un balon gastric. Este cel mai eficient și cel mai inovativ balon gastric. Oameni buni, atenție mare, este un dispozitiv medical, inovator. E o capsulă care conține, de fapt, balonul. O înghițim, deci e foarte, foarte ușor. Nu e nevoie de anestezie generală, nu e nevoie de endoscopie. Balonul ajunge în stomac. Pastila ajunge foarte ușor în stomac. Din 3 înghițituri de apă ajunge în stomac. Umflăm balonul, îl umplem cu 550 de mililitri de lichid și așa arată. Și undeva la 4-5 luni de la plasarea balonului, membrana respectivă se dizolvă, se elimină lichidul din balon și membrana aceea foarte fină, care încape într-o capsulă atât de mică, se elimină prin scaun. Deci nu e nevoie de încă o anestezie generală, nu e nevoie de o endoscopie, ci efectiv se elimină. Wow! Și câte kilograme dai în 4-5 luni? Câte kilograme dai jos? 10-15% din kilogramele pe care le ai. Acum vine să înghit pastila asta. Pentru genunchii tăi, Cătălin. Acum vine să înghit pastila asta. Fiți atenți. Cât poate să fie omul ăsta de bun? Acest podcast cu tine e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Salutare, oameni buni! Un podcast care s-ar putea să vă schimbe viața și să vă schimbe viața în bine, pentru că alături de mine este Dr. Viorel Dejeu, chirurg de excelență în chirurgia obezității, chirurgia bariatrică. Așa că tot ce trebuie să faceți este să luați o sticlă de apă și să urmăriți podcastul ăsta pe nerăsuflate, pentru că o să aflați care este cauza obezității și trebuie să aflați ce trebuie făcut ca să scăpăm de kilogramele astea în plus. Dacă nu se poate în mod natural, cu siguranță se poate medical și se poate schimba viața în bine. Doctore, bine ai venit, am pus un pahar de vin alb. Salut, Cătălin, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc mult de tot. Cum spuneam, oameni buni, Dr. Viorel Dejeu, omul ăsta împreună cu fratele lui și cu încă o echipă de 30 de oameni merg prin toată România și operează cele mai problematice cazuri de obezitate. Exact. Cu asta ne ocupăm, asta facem zi de zi. Sunteți unii dintre cei mai tari din țară, pentru că aveți anual cam 2000 de cazuri pe care le faceți? Da, avem în grijă peste 2000 de cazuri chirurgicale și nechirurgicale, dar în special chirurgicale. Deci operăm aproximativ 2000 de pacienți doar pentru problema aceasta de obezitate, fără să mai adăugăm pe cei care vin spre noi pentru probleme oncologice. Am înțeles. Problema e cât se poate de serioasă, așa că o să începem cu un sondaj. Doctore, câte kilograme ai? Sunt normoponderal. Oscilez între 65 și 70 de kilograme. Am undeva 1,73 m, cred. Am înțeles, pentru că e importantă și înălțimea. E importantă și înălțimea și raportul acesta, dar depinde ce perioadă am. Dacă am o perioadă foarte încărcată, dau jos 2-3 kilograme destul de rapid, pe care le recuperez pe urmă în câteva zile de odihnă. Uitându-ne la oamenii care sunt aici în încăpere, avându-l pe Pozaș în colțul din dreapta, avându-l și pe Greblă și pe Florin și pe Ciucă, aș vrea să spui sincer așa, cu ochiul tău de doctor, doar uitându-te, crezi că avem probleme cu obezitatea în echipă? Deci el e pozașul, el cred că e sub
vreau să zic... sub norme. Da. Eu cred că deocamdată nu avem probleme serioase, dar s-ar putea în viitor dacă continuăm trendul. Deci pozașul e bine, ciucă ea e treșitut, nu alta, facem un fel de trecere în revistă a oamenilor din echipă. Obez? Nu, suntem în regulă. Suntem în regulă. Florin, tu? Bă, să înseamnă că sunt singurul mă care am kilograme. Aici facem ceva casting? Sau? Ed Sheeran, casting pentru rolul lui Ed Sheeran. La el cum e, doctor? Lui dăm o chitară să ne cânte ceva. Exact, să o ține pe burtă. El e bine cu greutatea? Poate așa un balon mititel. De ce e un pic și la mine? Ok, numai. Deci avem doi candidați pentru povestea asta de supraponderat. N-am venit degeaba. Exact. Doctore, haideți să povestim pentru cei care urmăresc podcastul nostru pe canalul de YouTube acasă la Măruță. De unde începe obezitatea? De unde ești un om normal și de unde începe obezitatea? Foarte multă lume zice, dar nu sunt gras, sunt bine, sunt pic mai împănat așa, dar sunt bine. Care e limita asta între normalitate și obezitate? Mm-hmm. Normalitatea e greu de definit și cred că ești normal și dacă ai 200 de kilograme, poți să fii normal din anumite puncte de vedere. Deci oamenii obezi sunt și ei normali, doar că au o problemă medicală cu kilogramele în plus. 100% sunt oameni normali, dar aici e vorba de sănătate. Exact. Și de asta voi operați, pentru că totuși normalitatea asta la ei e un pic problematică, pentru că s-ar putea să le fie fatală. Așa este. Evident, avem mai mulți indici sau măsurători după care ne ghidăm atunci când definim obezitatea. Avem indicele de masă corporală, care este cel mai folosit indice. Nu ne spune totul despre pacient, dar ne dă o idee. Cum poți să-ți calculezi acest indice de masă corporală? Destul de simplu, împarți înălțimea asupra greutatea la pătrat. Dacă este între 19 și 25... Hai să luăm exemplul meu. Deci am 1,78 m. Deci pun 178. 1,78 ori și am 90 de kilograme. 1,78 ori 1,78. Ori 1,78. Da? Mi-a dat 3,16. Așa, și împarți greutatea asupra... Și împartă kilogramele? Kilogramele la 3,16. Deci kilogramele mele, 90 de kilograme, împărțit la 3,16 ori... Am 28. Ești supraponderal. Supraponderal? Supraponderal și destul de aproape de 30, care este linia de demarcație între supraponderal și obezitate de grad 1. Stai un pic, să mai erau testul. Deci, oameni buni, atenție mare, lucrurile stau foarte simplu. Înălțimea dumneavoastră, dacă aveți 1,80, e 1,80. Eu am 1,78. Florinia, face tu, hai, luați-vă telefonul. Deci, 1,78 ori 1,78, că am înălțimea 1,78, egal 3,1684. Și acum împart 90 de kilograme la 3,1684, 28, la fel de mă. Am aceeași problemă. Uite aici cum se calculează în spate. Zici că suntem de la IT? Eu am 22,5. 22,5? Cât ți-ai ieșit, Ciucă? Eu n-am calculat bine. Mai zi-mi o dată. Cât ai înălțimea? 1,74. Deci 1,74. Da. Ori 1,74, cât îți dă? 1,74. 3,0276. Exercițiul ăsta este și pentru dumneavoastră, oameni buni, ca să înțelegeți cum puteți să faceți. Și câte kilograme ai? 85, cred. Deci ține minte că ți-a dat acolo și împarte 85 la suma de acolo. 85 împărțit la 3,02. 85 împărțit la 3,02. 28,1456954. E bine așa? Nu moare, mi-a dat mie? Nu. E bine. Supraponderal, aproximativ. Că deci e supraponderal, că și mie mi-a ieșit la fel. Florinție, cât ți-a ieșit? 25,39. La limită. Ești la limită, pozaștie? Dar stai mai bine decât... Stai mai bine decât arăți. 21,7. În zona mea. Ești bine? Și tu, greblă? 24. Ești bine. Deci, așa, deci oameni buni, ați aflat cum se calculează acest indice al supraponderabilității, exact. Indice de masă corporală. Indicele de masă corporală, l-am repetat aici și cu echipa, să fie foarte ușor pentru absolut toată lumea de reținut. Și, practic, care sunt? În ce dimensiune trebuie să fie? În ce zonă? Deci trebuie să fie între 19 și 25.
Deci între 19 și 25 ești ok. Da, există o variabilă aici pentru că la măsurătorile noastre putem să vedem și masa musculară, de exemplu. Dacă mergi la sală, poți să ai, nu știu, 1,70-1,100 de kilograme, dar să fie foarte multă masă musculară, să, din punct de vedere al indicelui de masă corporală, să te califici, da, să fii obez, dar tu, de fapt, să fii... Dita mai sportiv, că mai sportiv. De mușchi. Exact, exact. Aici e de văzut și e evident că e simplist să folosim doar indicele de masă corporală, dar pentru marea majoritate a oamenilor poate oferi detalii destul de importante dacă sunt într-o zonă bună sau într-o zonă unde deja se expun unor riscuri. Știi ce vreau să te întreb? Indicele acestea de masă corporală se calculează așa și pentru femei și pentru bărbați și indiferent de vârstă? În principiu, da, se calculează la fel, dar cum ziceam, sunt alți factori. Ăștia sunt la prima vedere. La prima vedere și cel mai simplu pentru cei de acasă este foarte ușor să-și dea seama cam pe unde se află. Acum, sincer, pentru că ești un om care mergi prin toată România cu echipa ta, tu ești doctor de chirurgie generală, frate, sau de chirurgie... Specialitatea mai largă este chirurgie generală, da. Și fratele... Supra-specializat în chirurgia obezității, chirurgie minim-invazivă. Ok, cursuri pe care le-ai făcut și în Germania și în Marea Britanie. Da, am lucrat o perioadă și acolo. Sunt, după ce terminăm specialitatea de bază, ne putem supra-specializa în altceva. E ceea ce se întâmplă în ultimii ani la nivel mondial în chirurgie și anume totul a devenit atât de complex și atât de avansat încât nu poți să stăpânești foarte multe domenii în același timp. Și chiar dacă e domeniul tău de bază, ai nevoie să te supra-specializezi ca să oferi ce poți mai bun pentru pacientul respectiv. Eu operez doar chirurgia obezității, m-am supra-specializat în asta și așa reușești să câștigi foarte multă experiență într-un timp foarte scurt și evident că nu e tot una să operezi, nu știu, 80 pacienți doar de obezitate zilnic sau să operezi câte un pacient din an în Paște. Evident că nivelul de experiență și de expertiză e mult diferit. Asta te face să fii cotat unul dintre cei mai buni chirurgi în chirurgia obezității și chirurgia bariatrică, dr. Viorel Dejeu, el, fratele și echipa de vreo 30 de medici. Și asta, cum spuneam, cu studii în afară, fratele tău, la fel, chirurgie generală? E în același domeniu cu mine și el operează chirurgia obezității și operează foarte mult chirurgia oncologică. E mai mare? E cu 3 ani mai mare decât mine. Am înțeles. Și cum ați ajuns amândoi la medicină? Aveți în familie? Nu suntem primii din familie. Lui a fost clar din start că vrea să fie medic și chirurg. Eu am avut o perioadă, mă rog, în școala generală, în liceu, în care mi-ar fi plăcut să fac și alte lucruri, dar am ajuns să fac și o medicină. Și e interesant că suntem amândoi, adică ne-am potențat unul pe celălalt, ne-am ajutat foarte mult, ne-am stimulat unul pe celălalt și facem o echipă fantastică, zic eu. Intrați amândoi în sala de operație? În ultima vreme nu operăm atât de mult împreună pentru că facem echipe separate, lucrând în mai multe orașe în același timp, dar când avem cazuri complexe, atunci facem echipă și evident am operat foarte, foarte, foarte mulți ani împreună. Am început să operăm împreună, practic, și e foarte interesant să operez cu propriul frate. Cred că vă cunoașteți, dai seama, și din priviri și îl simți pe cel de lângă tine, ce vrea, ce își dorește ca să fie totul perfect. Nu mai e nevoie să folosim cuvinte, îți dai seama, că intuiești foarte repede, îl simți pe celălalt. În plus de asta suntem personalități foarte diferite, caractere diferite și chiar dacă asta poate fi problematic din anumite puncte de vedere, pentru că ne înțelegem cu greu pe unele subiecte. Adică încăpățânarea e normal. Încăpățânarea și personalitățile diferite, însă asta aduce foarte un mare plus în echipă. Pentru că fiecare are niște aturi exact. Și nu suntem doi la fel, ci suntem doi diferiți care ne completăm unul pe celălalt. Și... Căsătorit, doctore? Nu, nu încă. Ești fratele? Fratele căsătorit, 3 copilași. Da, am înțeles, să-i trăiască și să te bucuri de nepoți, nu? Pentru că sunt nepoții tăi, practic. Mă bucur. Știi ce vreau să te întreb? Dacă ne uităm așa, îți povesteam înainte de podcastul ăsta că la un moment dat m-am așezat în fund pe trotuarul de la piața aviatorilor, de la intrarea în parcul Herăstrău. Am ligamentele încrucișate rupte, stăteam cu niște prieteni și mă uitam așa pe stradă și făcusem un sondaj
când din 10 persoane, câte persoane credem noi că sunt obeze atunci când trec prin fața noastră? Și spun treaba asta pentru că având ligamentele încrucișate rupte, stăteam pe trotuar și ziceam, bă, ce-aș vrea să alerg acum. Iar prietenul evident, meu mi-a zis, pentru că nu puteai. Da, pentru că nu puteam. Și prietenul meu mi-a zis, bă, nu te-am auzit asta cu 6 luni când aveai ligamentele în regulă. Și atunci stăteam ca bătrânia și mă uitam, puteți face și voi exercițiul ăsta, la un moment dat găsiți un loc unde vreți să stați și să vedeți câte persoane care credeți voi că sunt obeze, la unele se vede cu ochiul liber, trec prin fața voastră. Și asta vreau să te întreb pe tine ca studiu. Câți români sunt supraponderali în România? Deci avem niște studii destul de recente făcute de către Organizația Mondială a Sănătății, de către OMS, și sunt destul de îngrijorătoare. Undeva la 34% din români sunt supraponderali sau obezi. Deci adică unul din trei români e obez? Mai mult de unul din trei, îți dai seama, ceea ce e foarte, foarte mult îngrijorător. Deci din punctul ăsta de vedere suntem la același nivel cu lumea vestică. Suntem în aceeași bulă cu ei. Dar asta nu e bine. Nu e bine, dar spune ceva asta. Adică România se îndreaptă înspre aceeași zonă, din toate punctele de vedere, chiar și economic, puțin câte puțin evoluăm. Și iată că se vede deja la nivel de populație că avem aceleași statistici, poate chiar mai prost un pic decât ei. Adică unul din trei români suferă de obezitate sau e supraponderal? Exact, au kilograme în plus. O parte din ei sunt doar supraponderal, deci un fel de un stadiu incipient, dar foarte mulți sunt deja cu obezitate de gradul 1, 2 sau 3. Pe mine mă îngrijorează că atunci când merg în parc sau când merg prin mall, văd foarte mulți copii la fast food și mă uit că sunt copii de, nu știu, 14-15 ani, dar se vede că sunt foarte grași. Asta e partea cea mai îngrijorătoare și mai dramatică, zic eu, și care e neglijată la nivel de societate. Copiii, dacă sunt supraponderali sau obezi, aproape că sigur vor ajunge adulți cu probleme serioase de obezitate. Și nu doar că vor ajunge cu obezitate, dar încă din adolescență au boli pe care copiii înainte nu le aveau. Au diabet de tip 2, care e asociat, e cauzat de obicei de obezitate. Am văzut copii care au apnee de somn deja, adică tulburări de respirație. Deci e extrem, extrem de trist ceea ce se întâmplă și nu există nicio strategie la nivel național, adică cum să contracarăm toată povestea asta. Din punct de vedere medical, copiii aceștia, cum spuneam, vor ajunge adulți cu probleme de obezitate și cu foarte multe boli asociate. Deci vor fi o încărcătură foarte mare pe sistemul de sănătate, pe de o parte. Pe de altă parte, calitatea vieții lor va fi foarte mult alterată. Atât a lor cât și a familiei, pentru că toți vor avea de suferit. Da, dacă mai iei în calcul că obezitatea este și este o stigmă pentru ei, la nivel social, dezvoltarea lor este afectată dacă vorbim de copii și adolescenți, sunt marginalizați, social nu se pot integra, dezvoltă tot felul de tulburări psihice, de anxietate, depresie și așa mai departe. Deci e o problemă serioasă și vorbim iarăși de unul din trei, ceea ce e foarte mult. Unul din trei copii la fel suferă de o supraponderabilitate sau obezitate. Exact. Statisticile obezitate. Sunt cam tot pe acolo. Adică e supraponderal. Supraponderal sau obezi. Operez și copii și adolescenți. Există situații când este indicată o intervenție chirurgicală și pentru ei. Imaginează-ți la 12 ani să cântărești 150 de kilograme. Ai avut astfel de cazuri? Da, da, da. Operate cu succes sau un alt caz, 15 ani, 180 de kilograme. 15 ani, 180 de kilograme? În astfel de situații, dietele nu mai ajută, nu mai ajută niciun medicament. Singurul lucru care poate să ajute este o intervenție chirurgicală. Evident, e mult de discutat aici în ce condiții și cum pregătim pacientul, dar există deja foarte, foarte mulți copii cu aceste probleme. Iar dacă o parte din ei nu fac aceste intervenții chirurgicale, pot să moară. Exact. În câțiva ani, dezvoltând tot felul de probleme și de boli asociate, vor ajunge niște invalizi, practic. Da, uite, vreau să plecăm oarecum de la bază. Poate sunt foarte mulți părinți care se uită la podcastul ăsta și spune că nu este un program național în care țara asta sau politicienii sau guvernul sau cineva să facă ceva pentru copii, pentru obezitate. La un moment dat văzusem un
studiu și am văzut că în Anglia, de exemplu, Jamie Oliver, unul dintre cei mai renumiți șefi, a interzis, bineînțeles cu ajutorul statului, cartofii prăjiți, tot ce e fast food în școli și în licee. Era cel mai detestat la ora actuală ca personaj din Marea Britanie, dar a schimbat foarte mult viața în bine a generației care a urmat. Și nu doar în școli, ci și pe o rază suficient de largă în jurul acestor locuri unde sunt copii care studiază sau fac activități. Poate o să se întâmple și la noi, poate o să se implice cineva și o să facă ceva, dar până atunci, uite, poate prin intermediul podcastului putem să le spunem părinților sau copiilor de ce se îngrașe sau unde e greșeala sau când începe greșeala. Obezitatea întotdeauna are mai multe cauze. Deci nu putem să simplificăm sau să gândim simplist, să spunem că este doar pentru că mâncăm mult. Da, evident, se întâmplă să mâncăm și mult sau exagerat, însă putem avea cauze genetice, de exemplu. Dacă avem în familie mai mulți care suferă de obezitate, șansele de a suferi și noi de obezitate, deci de a avea o încărcătură genetică care ne predispune la obezitate, cresc. Deci avem șanse și noi să avem același teren pe care putem să dezvoltăm mai ușor problema aceasta de obezitate. Eu, de exemplu, am un metabolism foarte bun, n-am încărcătura aceasta genetică. Eu pot să mănânc relaxat, nici măcar nu mă sor, nu mă gândesc ce fac și așa mai departe și nu am probleme de acest gen. Însă pentru cineva care are această încărcătură genetică, are acest teren, e nevoie să știe despre el și e nevoie să aibă mult mai multă grijă cu ce face. Și, ok, deci odată e genetic, acolo n-ai ce să faci că te-ai născut așa. Dar poți să corectezi prin sport, poți să corectezi prin ce mănânci? Avem și factori comportamentali. Ce mâncăm, cum mâncăm, nu prea se mai mănâncă acasă. A devenit o modă să mâncăm în oraș, nu? Avem și poze de pus pe Instagram și așa mai departe. Da. Dar e mult mai sănătos să mănânci acasă. Părinții ar trebui să-și educe copiii. Deja să există o educație alimentară, dar ca să existe o educație alimentară ar trebui să știe părinții în primul rând și n-a existat educație pentru părinți și iată cum ne... Ducem la vale. Ne ducem la vale. Da. Și atunci... educația aceasta ar trebui să pornească de la școală sau din familie sau din ambele direcții. Copilul ar trebui învățat puțin câte puțin să aleagă sănătos. Să mergi cu copilul, de exemplu, să faci cumpărăturile, să mergi să faci piața, să-i arăți, uite, asta e așa, asta e, să te uiți la etichete, să înveți să citești o etichetă, să vezi ce conține. Asta deci, mi se pare foarte interesant asta, deci să mergi cu copilul tău la cumpărături la piață și să-i arăți acolo, uite, vezi, așa mărul ăsta, chiar dacă e un pic găurit, nu e stropit, e un măr mai bun, nu? Exact, exact. Apoi ar trebui să fugim de tot ce înseamnă fast food, junk food. Suntem într-o epocă a vitezei și aproape nimeni nu mai are timp să gătească. Apelăm la metode rapide și facile, nu cumpărăm tot felul de alimente care sunt procesate sau semiprocesate, le aruncăm într-un cuptor cu microunde și gata, prânzul e gata. Asta vine cu un preț. Și prețul pe care îl plătim se vede în aceste statistici, adică foarte multă obezitate și foarte multe probleme de greutate chiar și la copii și la adolescenți. Apoi băuturile carbogazoase, iarăși sunt pline de zahăr, cantități foarte mari de zahăr, ar trebui să renunțăm la ele din start pentru a putea face ceva. Apoi mișcare, copiii nu se mai mișcă, stau toată ziua în fața ecranelor, când eram noi copii, nu? Da. Nu aveam niciun ecran, trebuia să fim creativi, trebuia să ne facem noi propriile jucării, ieșai afară, te întâlneai cu prietenii. Astea erau vremurile atunci, astea sunt vremurile acum. Da, dar noi ca specie nu ne schimbăm atât de repede pe cât se schimbă lucrurile din jurul nostru. Și dacă stăm toată ziua cu ochii în ecrane și nu ne mișcăm și mai apelăm și la junk food și la chipsuri și la sucuri și așa mai departe, suntem practic condamnați să ajungem obezi. Ideea e în felul următor că probabil, nu știu, sper să nu greșesc, dacă faci chestia asta odată la, nu știu, foarte mult timp, adică să guși că ți-e poftă sau ceva, nu cred că ar fi dramatic, numai că de multe ori Se întâmplă să fie zilnic treaba asta și să devină un mod de viață. Orice extremă naște o altă extremă până la urmă, deci nu e că nu mai mâncăm niciodată, nu știu, un tip de fast food, dar trebuie să fie rar și nu să înlocuiască mesele zilnice care ar trebui să fie
mâncare sănătoasă. Sunt mulți oameni care zic, domne, uite cum facem. Eu fumez ca să nu mă îngraș. Are legătură una cu alta? Sau de fapt oamenii ăștia nu fac altceva decât să se păcălească și se faultează pe ambele părți? Sunt mulți, mă rog, unii, nu sunt statistici care să ne spună exact cât, e și o preconcepție, dar evident că dacă înlocuim un viciu cu un alt viciu, n-am făcut nimic. Sunt mulți pacienți care, da, odată ce renunță la fumat, se apucă să mănânce în exces, înlocuiesc țigara cu, nu știu, ceva dulce. Ceva de ciugulit. Cu ceva de ciugulit non-stop. Și asta e o mare problemă. Da. Clar, femeile spun că de multe ori se îngrașă de la anticoncepționale. Anticoncepționalele sunt niște hormoni, de fapt, un aport exogen, adică din exterior, de hormoni. Pot să contribuie, motiv pentru care și bărbații ar trebui să se gândească mai des la vasectomie, de exemplu, să nu lase tot greu pe femei. Nu? Femeia face și copilul, el și naște, el și crește, ea trebuie să ia și anticoncepționale, bărbații sunt relaxați, ei n-au nicio treabă. Nu am înțeles. Deci asta e probabil într-o discuție... Asta ca o paranteză. Asta ca o paranteză într-o discuție în familie, după ce simți că familia ta e completă, să poți să faci acest lucru, nu? Da, e o idee bună. Vreau să vorbim despre obezitate, pentru că o să le arătăm oamenilor o invenție unică în România și e o invenție pe care doar tu și echipa ta o aveți la dispoziție. O să le spunem imediat despre ce este vorba, dar spunem, viața noastră cum este afectată de obezitate? Pentru că, clar, estetic, bă, nu te mai simți bine în pielea ta, nu te dezbraci la plajă, dar mai sunt și alte lucruri care îți afectează stilul de viață? Cea mai ușor de văzut problemă este cea estetică, însă nu este și cea mai importantă. Obezitatea ne afectează organic, adică cauzează foarte, foarte multe boli asociate care nu doar că ne afectează zilnic, dar ne și scurtează viața și ne afectează foarte mult și calitatea vieții. De exemplu, diabetul de tip 2, hipertensiunea, apnea de somn, probleme cu ficatul, probleme cu respirația. Asta pe de o parte, la nivel organic. Pe de altă parte, la nivel psihologic, obezitatea creează iarăși foarte multe probleme. Pacienții cu obezitate au mult mai multe probleme de anxietate, au mult mai multe probleme de depresie, au o imagine corporală de sine scăzută, negativă. Deci din toate punctele de vedere, obezitatea afectează persoana ca întreg și persoana în relație cu societatea. Știi ce vreau să te întreb? Pe lângă aceste boli asociate obezității, cum ai spus ceva mai devreme, diabetul, care e o problemă care ar trebui să sperie pe absolut toată lumea. Diabetul este un ucigaș tăcut și chiar dacă reușim să-l manageriem bine, adică să-l ținem bine sub control cu dozele adecvate de tratament, el continuă să ne afecteze, să distrugă, să erodeze vasele de sânge, nervii și să ajungem la accidente vasculare, la infarct, la amputații și așa mai departe. Este absolut uimitor ceea ce se întâmplă și cum chirurgia aceasta bariatrică reușește să vindece efectiv diabetul. Cam 80-90% dintre pacienții care se operează reușesc să se vindece, reușesc să scape de diabetul de tip 2. Adică voi aveți astfel de cazuri pe care le operați pentru obezitate și scapă și de diabet? La ordinea zilei. Avem pacienți care vin, în primul rând, pentru a scăpa de diabet. Pentru că, cum ziceam, diabetul chiar nu-l simți, nu te doare momentan nu, dar exact nimic, cum ziceai tu, ucigașul tăcut. Dar în câțiva ani o să încep să vezi efectele devastatoare ale lui. Și atunci sunt pacienți care știu de lucrul acesta, sunt bine informați și vin spre noi pentru a fi vindecați de diabet, chiar dacă nu au un exces foarte mare de kilograme. Pentru că odată cu tăierea stomacului îți scapi și de diabet? Sunt mai multe tipuri de intervenții. Tăierea stomacului sau micșorarea de stomac este una dintre ele, dar avem o altă intervenție care se numește bypassul gastric, pe care oferim în special pacienților cu diabet. Adică pe lângă faptul că facem un stomac mai mic, facem și o conexiune acolo între stomacelul acela mai mic și intestin, în așa fel încât mâncarea să evite prima porțiune de intestin subțire, care e și conectată foarte bine prin tot felul de hormon la pancreas. Și atunci, în câteva zile post-operator, pacienții scapă de diabet. E fascinant să-i vezi că vin cu o listă întreagă de medicamente
cu care greu controlează diabetul și la 2-3 zile nu mai au nevoie de niciun medicament și au glicemiile normale. Și așa rămân pe viață? Rămân așa pe viață, cu condiția să nu se reîngrașă sau să nu pună kilograme. Pentru că în momentul în care acumulăm grăsime, crește rezistența la insulină. Adică insulina nu mai reușește să pătrundă în celulele grase și pancreasul formează tot mai multe ca să învingă această rezistență și la un moment dat se epuizează. Știi, sportul ajută. Clar, să faci sport, mișcarea te ajută. Cu siguranță. Să slăbești, să te simți bine, să fii sănătos. Dar în același timp unii au ajuns obezi și nu le-ai recomandat să facă sport, că își rup articulațiile, că își afectează articulațiile. Exact. Vezi, sunt foarte multe preconcepții legate de pacienții sau de oamenii care au kilograme în plus. Adică lumea crede că e suficient să nu mai mănânci, nu mai mânca, domnule, și pune-te să faci sport, nu? Asta uzi toată ziua. Dar dacă ai deja un exces important de kilograme, cum spuneai și tu, nu mai poți să faci sport, pentru că dacă te pui să alergi, îți distrugi genunchii în doi timp și trei mișcări. Și atunci trebuie să recurgi la partea asta de operație. Dar ai avut pacienți care au venit să se opereze la tine și ai zis, nu, nu e cazul, mergi acasă? Acum câțiva ani, când era mai pe la începuturi, pacienții erau mai, oarecum, mai speriați de genul acesta de intervenții, nu erau atât de bine documentați. Ei bine, astăzi, sau zilele acestea, a devenit aproape o modă. A devenit ceva larg acceptat în societate și avem și pacienți care nu au indicație și vor să se opereze. Adică au 10 kg în plus și vor o intervenție chirurgicală invazivă. Atunci le spunem... Nu. Stai puțin că e prea mult pentru tine, nu ai nevoie de asta, sunt dezamăgiți. Dar e mai bine pentru sănătatea lor. E mai bine pentru sănătatea lor, dar îi vedem pe urmă operați în altă parte. Da, mă, pentru că nu se lasă. Stai, mă duc la... Exact. A devenit un fel de supermarket, știi? Și, adică, dacă îți permiți, de ce să nu primești ceea ce doresc, nu? Da. Asta e... Doctor Viorel Dejeu, oameni buni, cum spuneam, chirurg de excelență în chirurgia obezității, chirurgia bariatrică. Cu el stăm de poveste astăzi la podcastul Acasă la Măruță. Vorbim despre obezitate, vorbim despre ce trebuie să facem ca să fim sănătoși și vorbim acum și pentru oamenii care degeaba încearcă cu dietă, cu sport, că nu reușesc, pentru că sunt astfel de cazuri și atunci e nevoie de doctor. Iar voi sunteți, vreau să fac loc aici pe masă, să ne prezinți invenția asta, pentru că sunteți singurii din România care aveți așa ceva? Da, suntem singura echipă care... Uite, pune așa să o vedem, să o vadă toată lumea și explică-ne ce e aici. Mamă, unde s-a ajuns cu medicina? Este un balon gastric, este cel mai eficient și cel mai inovativ balon gastric. Deci baloanele gastrice există pe piața medicală deja de foarte mulți ani, însă sunt sau erau proceduri destul de invazive. Adică ca să placezi acest balon sau un balon în stomac, era nevoie de o anestezie generală, deci aproape ca de o intervenție chirurgicală, să adormi pacientul, să-l intubezi și era nevoie să-l placezi cu ajutorul unei endoscopii. Deci ei, ideea e pentru că cei care nu merg să se opereze, pentru că odată le-ai frică de operații, odată că pot să slăbească mult mai ușor prin această intervenție care nu e deloc invazivă, au varianta asta care se numește Alurion, e un dispozitiv medical inovator. Exact. Firma care îl produce se numește Alurion, la fel se numește și balonul intragastric. Deci cum arată? E vorba de o capsulă. Așa arată inițial. Aici stai e balonul. Deci vine omul care e gras, vine la tine așa. Și zice, doctore, nu vreau să mă operez că mi-e frică, vreau să încerc încă o mică alternativă, nu? Eu cred că orice pacient care își dorește să slăbească, da. ar fi bine să treacă prin etapa asta. Adică nu mergem să ne operăm așa de azi pe mâine, ci e bine să epuizăm toate variantele mai puțin invazive înainte. Toată lumea începe cu o dietă, nu? Cu dieta A, B, C, D, că sunt foarte multe. Da. La un moment dat aceste diete nu mai ajută și atunci e momentul să facem pasul spre ceva mai care să ajute mai mult. Balonul este următoarea etapă. Iar, oameni buni, atenție mare, este un dispozitiv medical inovator și arată-ne cum arată acolo, că de fapt ăsta e rezultatul, dar esența e acolo, în fața ta. Da, esența e aici. E o pastilă. E o pastilă, e o capsulă care conține de fapt balonul. Ce facem cu capsula asta? O înghițim,
Deci e foarte, foarte ușor. Nu e nevoie de anestezie generală, nu e nevoie de endoscopie. E de dimensiunea, poate ușor mai mare decât o, decât o pastilă, decât o tabletă obișnuită. Deci asta e ca o, ca o pastilă, exact. Doar că e un pic mai mare, într-adevăr. Ca o, e, că pentru cei care merg la sală, cum erau ciucă, aminoacizi aia, mari, nu? Erau ca aminoacizi, da, exact. Exact. Așa, cam pe acolo. Nu? Cam da, pe acolo, da, așa. Da, și deci da, asta da, cum da. E? Asta un ghit? Da. E destul de ușor de înghițit, mai ușor decât s-ar crede. Evident, avem și noi o tehnică specială prin care ajutăm pe pacienți să înghită balonul. Balonul ajunge în stomac, pastila ajunge foarte ușor în stomac, din 3 înghițituri de apă ajunge în stomac. Tubuleța acesta, care e un cateter foarte, foarte fin, rămâne, evident, în afară. Facem o radiografie de control. Deci după ce a înghițit pastila, faceți o radiografie? Exact. În câteva secunde avem o radiografie de control să ne asigurăm că balonul este în stomac, acolo unde trebuie să fie. Acest cateter îl conectăm la o pungă de ser steril, apă sterilă. Umflăm balonul, îl umplem cu 550 de mililitri de lichid și așa arată. Deci în stomacul tău așa va arăta. Exact. Deci practic stomacul tău va fi ocupat. Ocupat. Într-o mereu plin. Exact, într-o mare parte de acest balon. Facem o altă radiografie de control, să vedem că balonul este plin și așezat unde trebuie în stomac. Printr-o mișcare scurtă se deconectează cateterul de balon, are o mică valvă acolo, care îl sigilează balonul și lichidul din el nu se scurge și rămâne în stomac. Balonul rămâne aproximativ 4-5 luni în interiorul stomacului. Ce e iarăși foarte, foarte interesant și inovativ, are o membrană. Aceasta? Acolo. Exact, exact. Are o parte din membrană care se dizolvă treptat. Adică acidul gastric o dizolvă? O erodează. O erodează. Exact, exact. Și undeva la 4-5 luni de la plasarea balonului, membrana respectivă se dizolvă, se elimină lichidul din balon și membrana aceea foarte fină, care încape într-o capsulă atât de mică, se elimină prin scaun. Deci nu e nevoie de încă o anestezie generală, nu e nevoie de o endoscopie, ci efectiv se elimină. Wow! Și câți ani natural. S-a studiat povestea asta? Mai mult de 10 ani. Mai mult de 10 ani, îți dai seama că a fost nevoie de foarte multe studii, de foarte multe trialuri, până când au găsit compoziția perfectă, în așa fel încât să funcționeze ca și un Asta unde a fost făcută? În America? În America, da. Deci asta da. E o invenție din America? Exact. Se produce în America, doar în America. Nu există o altă firmă care să producă ceva asemănător la nivel mondial. Și va mai dura câțiva ani până când va veni cineva să mai poată să producă așa ceva, pentru că e nevoie de foarte multă cercetare ca să poți să produci așa ceva. Deci după ani și ani de cercetare... După ani și ani de cercetare, americanii au reușit să inventeze povestea asta, ei fiind un popor care suferă foarte mult de obezitate. Da. Și voi sunteți singurii din România care faceți treaba asta? Da, avem exclusivitate la nivel național. Eu am așteptat ani de zile până când acest balon a ajuns în România. Eram în contact cu ei deja de mai mulți ani, dar evident că au venit așa încetişor în Europa de Vest, pe urmă puțin și spre Est. De un an îl avem în România, îl avem disponibil. Avem peste 300 de pacienți care deja au beneficiat de metoda aceasta. Deja 300 de oameni în România au înghițit capsula asta. Mi se pare SF, poți să-mi dai un pic să mă uit la asta? Cât durează toată procedura? Mai mult de 10 minute? 10 minute. 10 minute și pleci acasă după aia și exact. Te întreabă prietenii, mă, vii să mâncăm ceva în oraș, nu mai foame, sunt sătul. Și mai e o parte interesantă, pacienții primesc și un cântar inteligent care le arată tot felul de detalii despre compoziția lor corporală. Un cântar care e conectat la un ceas inteligent, care îți măsoară nivelul de activitate zilnică. Deci tot acest kit îl primești atunci când vii pentru plasarea unui balon. Și o aplicație pe telefon. Adică tu poți să vezi eficiența acestui balon și acestei pastile pe care o înghiți oră de oră, pentru că ai și ceas, ai și telefon, aplicație pe telefon. Toate sunt interconectate și mai mult decât atât, noi avem acces la toate aceste date.
Avem și voi sunteți conectați la datele lor? Exact, exact. De ce? Pentru că e un întreg program, nu e doar un balon, adică ți l-ai pus și la revedere, te descurci. Avem și o echipă de nutriție care ajută pacienții. Adică e foarte important ca pacientul să învețe să se alimenteze corect. Deci în aceste 4-5 luni, prin consulturile pe care le au, încercăm să le transmitem pacienților ceea ce, mă rog, să învățăm să mănânce mai sănătos decât înainte, să renunțe la anumite obiceiuri care nu sunt bune și care pot să îi predispună la reîngrășare, de exemplu. Câte kilograme dai în 4-5 luni? Câte kilograme dai jos? 10-15% din kilogramele pe care le ai. Dacă pornești de la kilograme mai multe, evident că o să slăbești mai mult. Deci și asta funcționează și la femei și la bărbați fără nicio problemă? Da, da, da. Inclusiv la adolescenți. La adolescenți? Da, da, la plus. Adică fără ca să mai faci operația și nu e riscant nimic în povestea asta? Orice procedură medicală are riscurile ei, dar riscurile de complicații aici sunt foarte, foarte mici. Adică riscurile sunt mici pe lângă beneficiile pe care ți le poate aduce? Exact, exact. Din cei 300 de pacienți ați avut probleme? Nu, nu am avut nicio complicație. Deci 300 de pacienți fericiți doar cu povestea asta. Băi, o pastilă? Bă, Ciucă, de ce n-am inventat mă noi asta? Deci să înghiți o pastilă, oricum vreau să inventezi ceva. Doctore, știi ceva? Mi-ar fi plăcut să fi inventat și eu, dar vezi, așa sunt ideile geniale, știi? Când le vezi, zici, de ce n-am fost eu? 10 ani e de studiu în America, practic ca o pastilă, o înghiți, ți-a rupt asta după ce ți-l-a umflat cu apă și gata, ai stomacul mereu plin și nu mai poți să... Da, și apoi membrana asta ușor, ușor, acidul gastric ți-o perforează. Exact, exact. Și undeva la 4-5 luni se întâmplă asta. Eu cred că dau lovitura dacă inventez o pastilă de asta pe care s-o iei, pentru cei care vor să nu chelească, știi? Da, măi, am făcut, făcând implant de păr, Ciucă, tu înțelegi ce vreau să zic? Da. Deci dacă aș inventa o pastilă de asta și spun, uite, iei pastila asta și nu mai chelești sau îți crește părul, doctore, dau lovitura. Știi pe cineva care a început să lucreze la o invenție de genul ăsta? Chestiile astea așa magice nu prea există, nici nu prea funcționează. Am înțeles. Deci există chestii doar studiate și bine lucrate. Oameni buni, deci Alurion se numește. Puteți căutați pe net mai multe date despre această invenție. Deci acum 10 ani practic au început cercetările în America sau mai de mult și e de ceva timp în Europa? Mai mult de 10 ani le-au luat să dezvolte balonul. Sunt deja de mai mulți ani în Europa. De un an sunt și în România. Și doar tu faci chestia asta și echipa ta? Doar echipa noastră, da. Adică doar voi aveți exclusivitate, exact, cum ar veni. Exact, dar noi suntem în mai multe orașe din țară și e destul de ușor pentru pacienți să ajungă la noi de oriunde. Da, uite, poate vrea lumea să vă întrebe, nu neapărat să-și facă o intervenție, să afle mai multe despre acest Alurion, despre această poveste. Unde pot să te găsească? Cum pot să vă găsească? Știi că voi sunteți o clinică portabilă, suntem mobilă. Suntem un fel de spital mobil. Da, sunteți un fel de spital mobil, pentru că operați în fiecare oraș. Mergeți la, presupun, la centrele medicale cele mai puternice, închiriați acolo, exact. Nu? Cum se face în ziua de astăzi? Avem o colaborare cu un lanț mare de spitale din România. Și mergeți? Unde ne-am dezvoltat noi propriile centre, ca să zic așa, cu oamenii noștri. Și oamenii unde pot să vă găsească? Cum vă pot căuta? Ne pot găsi online, ne pot găsi pe Facebook, Dr. Dejeu. Avem și un grup de Facebook de sprijin cu aproape 40.000 de pacienți acolo. Grup de sprijin Dr. Dejeu. Ne pot găsi pe site-ul nostru. E destul de ușor să dea denumirea. Deci lumea caută Dr. Dejeu sau site-ul cum e? Dr.dejeu.ro. Dr.dejeu.ro și acolo poți să găsească 100% toate aceste găsesc povești. Informații sau găsesc date de contact. Avem un personal de secretariat foarte, foarte amabil, ne pot suna și pot să primească toate informațiile. Și în echipa voastră sunt și psihologi, nutriționiști? Avem nutriționiști, avem psihologi, avem 6 sau 7 nutriționiști, avem 3 psihologi și... plus colaborări cu medici de multe specialități, de la terapie, anestezie și terapie intensivă, la diabetologi, la cardiologi, la pneumologi și așa mai departe. Doctore, ești tare, bravo! 40 de ani ai, nu? 4.0, da. 4.0 și fratele tău 4.3? 4.3, da. Dar știi ce vreau să te întreb? Pentru că eu sunt fascinat, mi se pare tare invenția asta. Te rog, ia o apă, ai văzut că am lăsat vinul la o parte, că și vinul are calorii și am zis, stăm cu apă, e doctorul care ne ajută să dăm kilogramele jos. Bă, deci Eva chiar are dreptate când zice că sunt gras. Mi-a ieșit și indicele ăsta de masă corporală și deci chiar are dreptate. Dacă îți pui balonul, în 4 luni poți să slăbești, poți să ajungi la 76, 75, 78 pe acolo. Da, în 4 luni. Gândește-te. Acum vine să înghit pastila asta. Pentru genunchii tăi, Cătălin. Acum vine să înghit pastila asta. Dar
Stai să văd. Deci dacă nu dau eu kilogramele astea cu ambiția mea până în... De ziua ei. Până 27, de ziua ei, așa am promis, 23 iulie. Până pe 23 iulie, dacă nu dau... Doctore, cum ai scris site-ul? Ok. Da, îți mai aduce aminte cine a fost primul pacient? Că mie se pare și asta foarte tare. Primul pacient este chiar din echipa noastră. Ah, deci ați făcut teste pe voi. Exact. Am avut încredere din start. Doctorița Roxana Crăciun, prietenă și medic specialist chirurg, parte din echipa noastră, cum spuneam, ea a fost prima. Deci doctorița Crăciun a zis, gata mă, eu sunt, hai să facem. Ați filmat treaba asta? Am filmat, da. Există filmarea undeva? Nu era suficient că trebuia să fie prima. Și ați postat filmat. Undeva filmarea? Cred că am postat un grup de pacienți. Mă rog. Deci pe Facebook grupul de pacienți, doctor de joc. Că n-am vrut să o facem să se simtă foarte... Inconfortabil, nu? Mă, și cum a slăbit? Cum e acum? A slăbit foarte bine, a ajutat-o foarte mult, îți dai seama că am fost acolo cu ea zi de zi, telefoane tot timpul, cum ești, cum te simți, cum se simte, ce senzații ai, cum te ajută, cum nu te ajută, pentru că și noi am învățat pas cu pas să-l folosim și să ajutăm pacienții în direcția asta. Dar surpriza a fost foarte plăcută. Evident, am vrut să vedem și noi rezultatele, pentru că sunt tot felul de statistici pe care ți le ofer, mă rog, alte spitale, alte clinici, dar în lumea de astăzi niciodată nu știa. Adică multe pot fi doar publicitate și nimic în spate. Însă ne-am convins, ca să zic așa, la prima mână. Și pe urmă l-am folosit chiar și pentru oameni foarte apropiați, dintre prieteni, chiar și din familie. Și balonul funcționează. Evident, trebuie să și pacientul să facă niște schimbări. Adică trebuie să urmeze. Cum arată dieta unui pacient care are alurion? Cum spuneam, alurion se numește dispozitiv, nu? Da, da, da. Pacienții trebuie să învețe să mănânce sănătos. Adică degeaba spui balonul dacă te pui și bei Coca-Cola non-stop, nu? Adică n-ai făcut nimic, să mănânci toată ziua ciocolată și chipsuri. Nu o să te ajute foarte mult balonul în cazul acesta. Dar dacă ești dispus să faci schimbările necesare și ai și echipa care te ajută și te sfătuiește, mănânci rană sănătoasă, o să mănânci mult mai puțin. Pentru că deja ai stomacul plin. Exact, exact. Senzația de sațietate o ai mult mai mult timp, pentru că e ca și cum ai avea acolo o masă care rămâne permanent în stomac. Foarte tare. Și după 4 luni, cum continui cu dieta? După cele 4-5 luni, ai dat jos niște kilograme deja și din punct de vedere psihologic, ești deja mult mai bine, ești mai motivat să păstrezi ceea ce ai, arăți mai bine, te simți mai bine și trebuie să-ți continui obiceiurile sănătoase pe care, teoretic, ar fi trebuit să le fii deprins în urmă. Dar sunt pacienți care nu pot să folosească dispozitivul acesta? Sunt câteva contraindicații, de exemplu, dacă ai avut o intervenție chirurgicală deschisă, asta înseamnă mai multe aderențe acolo sau intervenții anterioare pe stomac. Deci foarte puține contraindicații sunt, dar asta le stabilim cu pacienții atunci când avem consultul. Adică dacă ai fost operat înainte pe stomac, la stomac, nu prea poți să nu mai este. Da, dacă ai avut o intervenție, șansele ca să nu existe loc suficient pentru balon sunt destul de mari și atunci nu merită riscul. Da, voi spuneai că sunteți în mai multe orașe, cam în ce orașe din România sunteți? Operăm în București, în Sibiu, în Arad, în Oradea și începând cu 1 februarie și în Cluj. Și din 1 februarie 2023 și în Cluj? Da, da. Și aveți pacienți care vin din alte orașe să vă caute? Pacienții noștri vin de peste tot, atât din țară cât și din afara țării. Undeva 30-40% dintre pacienți vin din afara țării, fie români care trăiesc în diaspora, fie pacienți străini. Știi ce vreau să te întreb? Exact cum spuneam ceva mai devreme, mi se pare, pentru cei care urmăresc podcastul de astăzi, și o lecție despre sănătate, ce să faci să nu fii obez, cum îți măsori indicele de masă corporală, dacă nu reușești să ai grijă de tine, ce alternative medicale există, cum e această operație de tăiere de stomac, dar cum există și această pastilă minune pe care practic ai înghițit-o și după 4-5 luni ți se schimbă viața, pentru că e inovație medicală, adică e 100% exact. Medical, nu e altceva. Exact. Și vrem să te întreb, tu cum arată viața ta? Că faci mult, adică 2000 de pacienți operație pe lună, pe an, 2000 de pacienți pe an, mi se pare uriaș. E o viață destul de aglomerată, intensă. N-am să mă plâng pentru că eu am ales să fac asta și la nivelul acesta. Știi tu că cu cât e mai greu, cu atât și satisfacțiile sunt mai mari, nu? Corect. Ce obții ușor... Ușor se duce. Ușor se duce și nu știi să prețuiești.
Lucrez foarte mult, îmi place foarte, foarte mult ce fac. E un vibe pozitiv, extraordinar. Adică să vezi atâția pacienți care se schimbă, atâtea vieți schimbate, rezultatele lor, e ca o sursă de energie care te încarcă mereu și nu simți la fel de mult oboseala. În partea asta de chirurgia obezității, schimbările sunt fascinante. Adică la 6 luni nu mai recunoști pacienții, nu mai... Dar tu, sunt alte persoane. Tu să rămâi întreg la cap, ca să spunem așa, și să nu te încorseteze, să te afecteze toate lucrurile astea, ce faci? Faci meditații, te duci, nu știu, călătorești, faci yoga, exerciții de respirație. Nimic din toate astea. Mă rog, unele din ele. Iau pauze. Mi-am găsit propriul ritm, da. După 4-5 săptămâni, 6 cel mult de operat intens, adică zi de zi, multe intervenții, multă tensiune pe care o acumulez, știu când e momentul să mă opresc și așa îmi programez totul. Și atunci iau două săptămâni de concediu, de vacanță, în care încerc să mă deconectez, să nu mai am de-a face cu ceea ce fac zilnic. De cele mai multe ori călătoresc, adică am nevoie și de o distanțare geografică, dacă se poate și alt fus orar, pentru că dacă stau acasă sau dacă sunt în zonă, tot timpul îmi găsesc lucruri de făcut. Mai e ceva de rezolvat, mai e un mail de răspuns, mai e o chestie organizatorică, mai e ceva de îmbunătățit și așa mai departe. Și atunci, de obicei călătoresc. Dar în ultimul an, învârtindu-mă deja între atâtea orașe, am simțit nevoia să călătoresc mai puțin și să stau mai mult acasă, adică să mai merg pe acasă, pe la Oradea. Ești și rockstar. Ai trupă când, nu? Am avut. Asta e din altă viață. Da, am avut o trupă. Mie mi-a plăcut foarte mult muzica de mic copil și era una dintre opțiuni, adică mi-aș fi dorit să, nu știu, să ajung la conservator sau să continui pe partea asta de muzică. Sau să fii medic. Sau să fiu medic, da. Și ai cântat? Cântai cu vocea, da. La chitară, ce făceai? Chitară, voce, da, am și scos vreo două albume, unul nu cred. Și premia la un moment dat, dar am un pic de talent, nu atât de mult cât să fi ajuns ca Andra. Deci nu pot, da, și ea, uite, vezi, ea n-a putut să ajungă doctor, ea a mers pe... Maica mea mi-a zis când era la vârsta aceea, nu mai bine faci tu medicină, că poți să faci și muzică în paralel, dacă faci muzică, nu mai poți să faci medicină. Da, exact. Și stai un pic să înțeleg, pe lumea caută acum doctor de jeu, s-ar putea să găsească pe YouTube și muzica mai ta? Mai sunt niște reminiscențe acolo. Viorel de jeu, când căutați, deci rockstar-ul este mai doctor. Bine, nu. Uite, vreau să ne spun ceva oamenilor, că tot ai adus vorba de muzică. Pe Aurora, tu ai operat-o de stomac. Exact. Și spun, pentru că asta ai spus ceva mai devreme, bă, când văd pe oameni schimbați și fericiți, parcă altfel privesc lucrurile. Și am văzut ea cât de fericită și de schimbată e după această intervenție, pe care a făcut-o la Sibiu, nu? Da. Ea de foarte mult timp a vrut să facă în așa fel încât să scape de kilogramele în plus și iată că a făcut această intervenție. Între timp s-a și mutat la Sibiu. Da, între timp s-a mutat și la Sibiu cu familia, da. Deci tu ai ajutat-o practic să aibă un alt stil de viață și să fie mult mai fericită și mult mai bine cu ea. Da. Bravo, doctore. Pentru asta îți dau eu o sticlă de vin de la Sâmburești, prietenii noștri. Îți dau, de fapt, 3 sticle. Unul roșu, un vin roșu, un vin alb și un roze, dacă ești de acord. Sună bine. Pentru tine și pentru fratele tău și pentru echipă, dar de la Sâmburești, prietenii noștri. Și o să vreau să facem în felul următor. Noi aici avem o aplicație. Se numește Bringo. Trăim într-o lume în care totul e cu aplicații. Uite, sunt pentru tine. Doctore, Ciucă, avem aplicația la îndemână, deci e Bringo, e prin intermediul celor de la Carrefour, poți să-ți comanzi tot felul de produse și mâncare și tu să stai la povești, să te duci la un film, să operezi, de exemplu, și în 90 de minute îți aduce curierul tot ce ai nevoie acasă. Chiar zilele trecute am comandat și acasă de la Bringo, începuse un pic să burnițeze și era o aglomerație și nu mai aveam stare să merg la cumpărături, așa că am comandat în 90 de minute, au venit. Oamenii au linkul aplicației în descrierea noastră, noi comandăm astăzi doar ce ne spui tu ca să avem un stil de viață sănătos pentru o săptămână. Aoleu. O să sun pe nutriționista mea. Da? Pot suna acum și spune să vedem. Ne zică ce să luăm. Dar din ce ai învățat tu și de la nutriționistă, cam ce ar trebui să luăm noi să nu ne lipsească? Cred că cel mai important e să mănânci cât mai puțin.
Deci ciuciucă mâncăm cât mai puțin, nu comandăm mult adică, astăzi pe grilă. Exact, deci. Adică să nu comanzi și felul 1 și felul 2 și desert și... Nu, acum comandăm să comandăm noi acasă, să ne gătim noi acasă. Deci ce, să luăm legume? Ah, ok. Gătim acasă. Păi am învățat, ne-ai spus să gătim acasă, gătim acasă. Păi, mai ales dacă vrei și să slăbești câteva kilograme, e bine să mănânci mai multă proteină. De exemplu, carne slabă, niște pește. Deci pește... Ok, ciucă, pește, să bagi de la bringo. Cu niște legume pe care le facem la grătar. Legume care nu gătesc niciodată. Dau sfaturi despre... Legume la grătar, da, dar tu măcar știi ce să alegi. Deci pește, legume la grătar. Așa, având în vedere că sunt puține calorii, merge și un pahar de vin. Ok, perfect. Ăsta îl avem de la Sâmburești, mai comandăm câteva sticle. Fructe, legume? Așa, eu cred că e suficient. Deci pește și legume? Da, ar trebui să ne oprim la atât. Nu trebuie să avem și desert, întotdeauna. Ne-am învățat să mâncăm foarte mult, știi? În societatea de astăzi și atunci primul lucru pe care poți să-l faci, chiar dacă nu știi foarte multe principii, e să mănânci cât mai puțin. Sau să nu mănânci tot din farfurie, de exemplu. De asta e o problemă, pentru că pe noi așa ne învățau părinții, mănâncă tot din farfurie, da. Că acolo ți-e norocul, că se supără doamna bucătăreață, că nu-ți place, că nu-i frumos să lași în farfurie. Deci, practic, sfaturile pe care le-am primit de la părinții nu sunt tocmai cele mai bune. Nu, și toate astea provin și din multe lipsuri pe care le-am avut, nu? Cândva, sau le-au avut și ei. Da. Și, pe de altă parte, din punct de vedere genetic sau evoluționist, noi suntem în așa fel construiți încât atunci când vedem mâncare, vrem să înmagazinăm cât mai mult, pentru că undeva în subconștient ceva ne spune că s-ar putea să nu mai avem acces, nu? Cum era... Pe vremuri. Pe vremuri sau acum mii de ani, nu? Din cauza asta avem și stomacele mai mari decât avem nevoie, practic. Da, chiar, deci nu trebuie să ne umplem de fiecare dată. Ca studii medicale, tu ai statistica asta? Că acum stomacul e mult mai mare și mai larg decât era înainte? Nu e mai mare, doar că el a fost, mă rog, construit original, cu anumită elasticitate? Cu anumită elasticitate și în acele epoci nu aveai acces la mâncare cum ai astăzi, adică la orice oră poți să găsești ceva de mâncare. Și aveai nevoie de un organ încăpător care să primească multă cantitate pentru că s-ar fi putut ca câteva zile pe urmă să nu mai ai acces. Am înțeles. Da. Dacă facem asta zilnic, adică îl umplem la maxim și peste 2 ore la fel și peste 4 ore la fel, o să ajungem obezi. Deci, oameni buni, nu mâncați tot din farfurie și încercați să gândiți ce mâncați, nu? Pentru că știi că de multe ori mâncăm fără să gândim. Mă rog, eu vorbesc în numele meu și poate al oricât orva prieteni de aici din încăpere, că stai pe telefon și mănânci, bă, și nu se mai termină, că tot e din toate de pe masă. Da, și sunt studii în direcția asta, că dacă nu te concentrezi pe ceea ce faci, adică pe mâncarea din farfurie, ajungi să mănânci mult mai mult. Și până la urmă pierzi satisfacția pe care o ai. Mâncarea trebuie să-ți dea o satisfacție, suntem așa construiți încât să ne și bucurăm de senzație, de ceea ce simțim. Iar dacă ne luăm cu altceva, întotdeauna o să ne trezim că mâncăm mult mai mult. Deci atenție mare la problema asta, pentru că problema obezității chiar e o problemă care omoară mulți oameni. Și din păcate, mulți copii au o viață distrusă, pentru că începe obezitatea din adolescență, de când sunt mici. Da, sau chiar din copilărie. Să știi că pe mine m-a bucurat tare mult discuția pe care am avut-o astăzi și aș vrea să le mai spunem oamenilor încă o dată despre această invenție, pastila asta, pe care nu o găsiți în farmacii sau nu o găsiți pe net să o comandați, nu există. Să nu încerci acasă. Nu încercați așa ceva. E o pastilă minune, e o pastilă medicală, de fapt, o invenție medicală. E un dispozitiv medical. Un dispozitiv medical. Noi suntem... Singurii din România care faceți asta, ce mai? Și suntem antrenați, adică avem cursuri de specializare în direcția aceasta, deci nu e ceva care se face acasă. Mă rog, nici nu vor de găsi acest dispozitiv în farmacii sau undeva. Și e 100% sigur. Cum spuneai, 300 de pacienți operați, niciunul cu probleme. Șansele de complicații sunt foarte mici și pentru că sunt atât de mici, balonul vine cu o garanție. Dacă ai avea vreo problemă medicală cauzată de balon, cheltuielile pe care le avea, în orice spital vrei tu din lumea aceasta, ți-ar fi acoperite de către Allurion. Am înțeles, adică ei sunt 100% când ai ce să pățești, că...
De asta îți dau toate lucrurile astea. Exact, exact. Perfect, îți mulțumesc mult de tot. De sărbători ce mănânci, doctore? Porcării, nu? Ok, de asta zic. Și tu mănânci porcării, dar tu ai arderile astea bune. Da, da. Eu mănânc puțin. Da? Întotdeauna... Da, mănânci puțin pentru că așa te-ai obișnuit sau pentru că așa știi că e sănătos? Mănânc puțin... În timpul zilei sunt destul de aglomerat și nu-mi permit să stau jumătate de oră, o oră să mănânc. Și atunci mănânc 60-70% din ce e în farfurie. Când simt primul impuls că sunt bine, că încep să mă simt bine, mă opresc. Asta e o disciplină deja, dar a devenit un reflex. Și asta ar fi bine pentru toată lumea să facă, adică să înceapă să-și asculte un pic organismul. Când ai primul impuls că deja e suficient, să te oprești. Nu trebuie să golești tot ce e în farfurie. Oameni buni, nu terminați tot din farfurie. În schimb, urmăriți podcastul nostru Cap Coadă și share-uiți-l și la alți prieteni și la alți oameni care se uită și care ar putea să fie ajutați de informațiile voastre, pentru că unul din trei români, din păcate, suferă de această problemă a greutății peste normal. Ca să nu ajung neapărat la obezitate. Supraponderal sau obezitate, exact. Unul din trei români e înfiorător. Și statisticile sunt în creștere. Adică dacă nu se întâmplă ceva, vor continua să crească. Mulțumesc mult de tot! Căutați doctor Dejeu pe Google, Viorel Dejeu pe site, Viorel Dejeu pe Facebook, pe grupurile de Facebook și încercați să aveți grijă de voi. Doctor, îți mulțumesc mult de tot! Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o plăcere. Să știi că data viitoare te așteptăm să ne și cânti ceva. Așa o să facem. Dacă vine și Andra, a înghițit, doctor. Ok, perfect. Chitară avem noi aici, așa că rezolvăm. Mulțumim mult de tot. Vă lăsăm mai multe, oricum, și în descrierea podcastului. Oameni buni, aveți grijă de voi, aveți grijă de sănătatea voastră și calculați-vă indicele de masă corporală. Ați văzut ce ușor e? Sănătate și vă mulțumim!